Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Garden și să te plimbi printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe, că este întreb dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. Tu crezi că pentru noi e ușor? Are o luxație aici la încheietură de cum s-a apărat. Fără bac pierde plecarea, tu ești inconștientă? Dar nu se-și bate joc de atâta muncă pentru că s-a întâmplat accidentul ăsta. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Nu te labore că el te ajută. Asta e singura cale? Păi știți dumneavoastră asta. Gândește-te bine, odată ce o ia pe calea asta, nu mai e drum de întors. Păi de-o mică, e pentru copilul tău. Și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, că nu se poate altfel. Nu știu dacă înțeleg. S-a întâmplat ceva? Tot am senzația că mă urmărește careva de la o vreme. Stai liniștit că le prindeam. Domn doctor! Am nevoie să vorbesc cu Eliza și nu mă răspunde la telefon. Iartă-mă, te rog, n-am vrut. Gata, ajunge, gata! Gata, auzi! Ai stat și te-ai uitat la ei și n-ai făcut nimic. Să nu te mai pute lângă ea. Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău. Îți pare rău? Eliza!